Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit în lumea metalelor prețioase. Eu sunt Eddie și astăzi vom discuta despre perspectivele aurului și argintului pentru anul 2023 din punctul de vedere al australienilor. Dar înainte să-i dăm drumul la treabă, dacă îți plac și ție știrile și noutățile din lumea metalelor prețioase, poți ajuta acest video cu un like, va ajunge la mai multe persoane. Dacă ești nou pe acest canal și vrei să faci parte din comunitatea noastră, atunci abonează-te din interes pentru o viață de succes. Linkul către articol vei găsi la descrierea acestui videoclip și dacă vrei să faci un pas în față pentru educația ta financiară, atunci poți intra pe blogul meu. Linkul către blogul vei găsi de asemenea la descrierea acestui videoclip. Bun, și să vedem ce zic frații noștri australieni despre aur și argint. Să vedem ce perspective au din punctul lor de vedere. Bun, performanță 2022. Raportul nostru privind perspectivele pentru aur și argint pentru 2023 va arunca o privire în urmă la anul care a fost și așteaptă cu nerăbdare unele dintre elementele fundamentale cheie pentru piața metalelor prețioase de anul viitor. Când se compară performanța pieței financiare în 2022, aurul și argintul s-au descurcat relativ bine, deși mulți investitori ar fi sperat la randamente mai bune, având în vedere nivelul de incertitudine și criza geopolitică din timpul anului. La momentul redactării acestui articol, 13 decembrie, da, a durat ceva până l-a postat, după 13 până pe 19 l-a postat. Așa, aurul în termeni de dolari australieni a crescut cu 5,48% până în prezent, argintul fiind de plus 10,41% până în prezent. Pe scurt, piața a beneficiat de intrări uriașe de ETF-uri la începutul anului, pe fondul invaziei ruse a Ucrainei, doar pentru a returna toate aceste câștiguri la jumătatea anului, pentru a termina mai sus în termeni de dolari australieni și la nivelul dolarilor americani. Praful s-a așezat pe piața metalelor prețioase la mijlocul anului 2022, în ciuda războiului care continuă fără sfârșit, intrările de ETF-uri s-au transformat în ieșiri nete, deoarece mulți comercianți pe termen scurt au ieșit de pe piață în prima jumătate a anului. Metalele au ajuns să meargă lateral, ajutate de o creștere a cererii de investiții fizice, precum și de cererea puternică a băncilor centrale în ceea ce privește aurul. Da, aici avem diagrama aurului în dolari australieni. Pe blogul meu găsiți diagrama aurului în dolari și în euro, diagrama argintului în dolari și euro a platinii și a paladiului, plus diagrama raport aur-argint. Da? Asta este pentru argint. Este important de menționat că investitorii ar trebui să fie relativ mulțumiți de această performanță, având în vedere circumstanțele. Anul a fost marcat de ratele dobânzilor, crescând cu cel mai rapid ritm din anii 1990. Randamentele obligațiunilor au crescut și s-au îndreptat spre siguranță către dolarul american. Piețele criptografice au fost absolut distruse. Piața în ansamblu a scăzut cu 61% până în prezent, eliminând o capitalizare de piață de peste 1,3 trilioane de dolari americani. Da, adică piața cripto este iarnă cripto. E cam înghețat și lumea pierde bani în cripto. Lucru pe care vi l-am și spus, că o să pice piața cripto și lumea o să migreze către aur și argint. E, acum în 2023, din ce în ce mai multă lume o să migreze către aur și argint. O să cumpere mai mult aur, mai mult argint, pentru că este un lucru sigur pentru ei față de țepele pe care și le-au luat din piața cripto. Bun, acțiunile din America au scăzut cu peste 16%, iar ASX pare să termine în roșu pentru anul, în prezent în scădere cu aproximativ 5% YTD, la momentul redactării acestui articol. Un an turbulent pentru piețele financiare și unul în care au existat mult mai puține clase de active în verde decât în roșu. Rezultatul pozitiv pentru investitori în metale prețioase ar trebui să fie că, în ciuda întregului haos de pe piețe în 2022, aurul și argintul au format acum o bază bună pentru a se recupera pe măsură ce avansăm în anul viitor. Minimile pieței din iulie până în septembrie au fost întâmpinate cu o cerere fizică puternică, iar prețurile se redresează deja, în ciuda faptului că băncile centrale își continuă ciclul de creștere a ratei dobânzii.
Motivul nostru principal pentru a fi optimist în 2023 se bazează pe pivotul neașteptat către o politică monetară mai ușoară a băncilor centrale, deoarece mâna acestora este forțată de condițiile economice care slăbesc rapid. Orice scuză pentru a frâna ciclul de înăsprire va fi probabil luată, iar atât aurul cât și argintul ar trebui să beneficieze de politica monetară mai relaxată care urmează, având în vedere ritmul majorării ratei dobânzii, care se combină cu nivelurile ridicate ale datoriei la nivelul guvernelor, corporațiilor și a gospodăriilor. Există de asemenea un potențial mare pentru un șoc economic major în 2023. În al doilea rând, cererea de investiții fizice continuă să susțină spațiul metalelor prețioase și crește rapid. Perth Mint și-a dobărât vânzările lunare record în luna octombrie acestui an, vânzările lunare de aur fiind cu 206% mai mari decât în aceeași lună anului trecut. Da, v-am spus despre Perth Mint. Este monetăria australiană. Și deja am făcut un video în acest sens. Dar o să vă pun la descrierea videoclipului și linkul către el, dacă nu l-ați văzut. Având o mare incertitudine în 2023 care urmează, credem că investitorii vor continua să se îndrepte către cele mai bune refugii sigure ale aurului și argintului într-o eră plină de provocări economice. Incertitudinea geopolitică în 2023, ia să vedem. Deși raliul geopolitic al prețului aurului este adesea de scurtă durată, trebuie să se recunoască faptul că escaladările geopolitice și războiul pot avea consecințe economice de lungă durată, care influențează atât politica fiscală cât și politica monetară. Am văzut că războiul din Ucraina a dus la o creștere a inflației pe tot globul. Băncile centrale reacționând rapid cu o politică monetară mai strictă. Cele două preocupări principale din perspectiva geopolitică globală în 2023 ar fi o escaladare a agresiunii ruse și un potențial conflict în Taiwan, care implică SUA, NATO și China. Aole! Asta e nasol cu Taiwanul. Da, sunt într-adevăr sunt acolo niște tensiuni între Taiwan și China și e nasol. Ideea este că China suportă Rusia pentru că ei știu faptul că dacă Rusia pică, ei sunt următorii. Dar nu va pica Rusia pentru că Putin e, nu că e prea deștept, că e mai deștept decât toți sau. Dar nu s-a născut el și nu e nici fraier și știe ce face. Adică nu e genul de om să te joci cu el. Și în plus tot ce a făcut Uniunea Europeană pentru a-l opri pe Putin cum ar veni, Hatalica a oprit, că i-a impus anumite sancțiuni, mai mult l-a ajutat pe Putin. Adică el nu-i halește pe oligarhii ruși. V-am mai spus anterior că omul le-a spus foarte clar la oligarhi: vrei să îți păstrezi banii? Nu avem nicio problemă. O singură condiție: nu intri în politică. Și faptul că le-a confiscat la ea averile lui a făcut un bine. Adică pe el nu-l deranjează, nu-l interesează. Da, că are el prieten, rude, asta e altceva, că prietenii și rudele alea au în continuare suportul lui. Și îți dai seama că nu, asta e, cei că i-a confiscat un iaht în Malta, îi dă un iaht la Bruși acolo. Adică se descurcă, știi? N-ar fi asta problema. Dar în rest, majoritatea oligarhilor nu îi halește. Dar de asta nici nu sunt în politică. Nu e ca la noi. Avem tot parlamentul plin de oligarhi români. Bun, Ucraina. Războiul din Ucraina intră într-o oarecare măsură într-un impas. Rusia pierzând teren în timp ce țintește infrastructura civilă și Ucraina câștigând avantajul pe teren. Există încă un anumit risc de escaladare și principala preocupare ar fi o potențială situație nucleară, mai ales dacă Ucraina va începe să ținteze pozițiile rusești pe teritoriul rus în viitor. Da, v-am tot spus că există acest risc, că e în stare să dea Putin
nucleară, adică nu se joacă, pentru că odată ce americanii nu s-au jucat cu nucleara, el de ce ar face, știi? Și da, e un lucru nasol. În general, când vine vorba de piețele financiare, credem că riscurile sunt subapreciate de investitori și practic suntem într-o poziție în care piețele stabilesc prețul într-un final lent al războiului. Orice contrar acestei ipoteze va avea probabil unele mișcări mari pe piețe în 2023. Prima Ucrainei, în piețul aurului, a fost luată în întregime, deoarece piața s-a tranzacționat înapoi sub nivelurile văzute înainte de invazie. Taiwan. SUA a avertizat recent că un conflict asupra Taiwanului ar declanșa un șoc economic global uriaș. Departamentul de stat a împărtășit cercetările conform cărora o blocadă chineză a Taiwanului ar provoca pierderi economice anuale de aproximativ 2,5 trilioane de dolari. Taiwan este un centru important de producție pentru chipuri de computer cu siliciu, cel mai mare producător de chipuri din lume fiind TSMC. Și asta v-am să zic. TSMC a anunțat recent că își va muta cea mai avansată producție în Arizona, în SUA. Presiunea exercitată de China asupra Taiwanului are mult mai mult sens atunci când înțelegeți importanța cursei de superioritate a chipurilor computerizate dintre SUA și China în anii următori. Faptul că ăștia, firma din Taiwan, și-a mutat producția, cea mai avansată producție în America, e nasol. Pentru că riscul a crescut substanțial să înceapă războiul acolo. Și dacă începe acolo războiul, ia uite ce zice. Ar declanșa un șoc economic global uriaș. E nasol. În anii următori va fi o luptă strategică pentru supremația cipurilor, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere al apărării. Iar TSMC este principalul producător mondial. Importanța TSMC este de asemenea potențial un motiv major pentru care SUA a spus că vor interveni dacă China ar încerca să ia Taiwan înapoi cu forța. Deci, vezi, America intervine pentru o simplă firmă, da? E o firmă, e sector privat, e. Mă gândesc că e sector privat, că n-am stat să investighez firma asta. Poate aparține de guvernul taiwanez și e privatizată. Nu este privatizată. Dar ideea este că un guvern acționează pentru o firmă, da? Interesant. În condițiile în care tehnologia chipurilor se îmbunătățește la scară exponențială, va fi o importanță majoră pentru tehnologia chipurilor semiconductoare și producția în 2023 și mai departe. Dacă în 2023 China va face mișcări pentru a revendica Taiwanul cu forță, am observat un impact semnificativ asupra economiei globale care se va simți în întreaga lume dezvoltată. Cred că China va face următoarea mișcare în 2024, pentru că nici chinezii nu sunt fraieri. Și mă gândesc că vor aștepta. Mă gândesc, părerea mea, poate greșesc. Alegerile din America și dacă va câștiga Trump, se va schimba total situația. Dar, de asemenea, Trump este o amenințare pentru ei, pentru industria financiară, pentru că el nu mai este de acord să aducă din China produse pe care să le cumpere americanii. El e pe principiu să tragă cu țara lui și să se construiască la ei în țară și s-ar putea să nu mai aștepte chinezii până în 2024. S-ar putea 2023, dar oricum mă gândesc că cel târziu 2024, după alegerile din America, așa mă gândesc, acum nu știu ce să zic, ce am zis, poate greșesc. Dar un trei și un vedea, îți dai seama, na. Cererea de aur la Banca Centrală a atins un nivel record. Consiliul Mondial de Aur raportează că băncile centrale au continuat să acumuleze aur într-un ritm rapid în 2022.
Cele mai recente date din octombrie au arătat că băncile centrale au adăugat încă 31 de tone nete de aur la rezervele lor internaționale, ducând rezervele globale totale de aur la cel mai ridicat nivel din 1974. Banca Centrală a Europei a fost cel mai mare cumpărător în octombrie, adăugând 9 tone la rezervele sale de aur. Pardon, Banca Centrală nu a Europei, a Emiratele Unite Arabe. Banca Centrală a Turciei a fost cel mai mare cumpărător de metal galben în acest an, aducând 103 tone de aur în bilanț. În general, cererea băncilor centrale în al treilea trimestru al anului 2022 a depășit cu mult recordul trimestrial anterior, de la începutul datelor în 2000. Și ce am vrut să zic aici? Banca Centrală a Emiratelor Arabe Unite este doar în acte cel mai mare cumpărător. Că neoficial, nu, chiar nu știu ce să zic, că n-am de unde să știu. Deocamdată, poate îmi fac și eu vreo pilă și o să am și eu niște cifre neoficiale. Bun. Este de așteptat ca tendința de achiziții nete puternice de aur de către băncile centrale să continue în 2023, ceea ce ar trebui să ajute fundamentele prețului aurului. Îmbunătățirea cererii băncii centrale este un indicator puternic al sprijinului de lungă durată pentru aur, deoarece speculatorii de ilfuri pot trece de la o clasă de active la alta, în timp ce băncile centrale sunt mult mai concentrate pe termen lung și este puțin probabil să-și vândă pozițiile într-un interval de timp scurt. Da, ei s-au angajat practic să cumpere pe termen lung. Cererea de vehicule electrice pentru a ajuta fundamentele de argint. Deși argintul nu primește același beneficiu de la cererea băncii centrale ca și aurul, există o piață importantă în creștere pentru cererea industrială, care este unică pentru argint și nu pentru aur. Aceasta este piața vehiculelor electrice și tendința de avansare către 2030. Vezi? Da, asta v-am și zis. Cumpărați până în 2030, dacă puteți. Dacă puteți. Cât poți, asta e, n-ai ce să faci. Tu până la urmă faci ce ține de tine ca și om. Bun, vânzările de vehicule electrice sunt pe cale să atingă un nivel de record în acest an, iar tendința puternică a producătorilor de a schimba modelele de la motoare cu ardere internă la motoare electrice este incontestabilă. Este incontestabilă, dar nu este practicabilă, că nu există atât argint disponibil doar pentru această industrie, dar pentru restul. Adică nu există pentru această singură industrie atât argint și gândește că mai e industria militară, mai este industria medicală, adică da, mai este și cum îi zice industria IT-ului în care se folosește argint. Peste 16,5 milioane de vehicule electrice au fost pe drumuri în 2021, ceea ce este o triplă în doar 3 ani. Dacă s-a triplat. Da, păi să vedem cât mai crește, că nu cred că să mai crească mult. Se spune că cantitatea de argint din fiecare vehicul electric este de aproximativ o uncie sau între 25 și 50 de grame per vehicul. Acum, acest lucru nu sună mult la început, dar când luați în considerare tendința majoră aici și comparați cu cererea și oferta anuală de argint la nivel global, este de fapt o sumă destul de semnificativă și suficient de mare pentru a observa deficite de aprovizionare, exact ce spuneam. Dar eu nu cred că este doar atât, între 25 și 50 de grame. Cred că este mai mult de 50 de grame. Pentru că și la baterie se folosește și la contactorii electrici se folosește, adică este mai mult argint. Bine, zic ar fi 2 unci, na. Dar pe 2 unci ar veni 60 de grame, n-ar fi mult. Zic 100 de grame. Dar în fine, să luăm în calcul cifrele astea, între 25 și 50 de grame, să ținem cont de ele. Că pe viitor cred că ne vom mai întâlni cu cantitatea de argint pentru fiecare vehicul în parte, mă gândesc.
Bun, se estimează că vânzările anuale de vehicule electrice vor crește la aproximativ 26 de milioane de mașini pe an în 2030. Da, nu știu ce să zic. S-ar putea să fie adevărat, pentru că lumea, dacă nu este conștientă de faptul că prima mașină electrică a fost în 1846, 1846, da? Ține cont. Și ăștia n-au făcut absolut nimic ca să se treacă pe această industrie, cu siguranță nu vor face acum. Dar asta una la mână. Doi la mână, dacă lumea nu e conștientă de deficitul de argint din piață, la fel. Ei o să cumpere vehicule electrice deoarece consideră că ăsta e viitor. Și că, na, lumea se schimbă. Da, chestii de astea. Lucru pe care îl înghițeam și noi când eram și noi mai mici și mai proști. Dar când nu te informezi, așa faci, te duci în direcția asta. La fel ca și cu panourile solare, da? Din ce v-am zis. Dacă vă amintiți, eu v-am spus că vor fi impozitate. V-am spus de atâtea ori, panourile solare vor fi impozitate, nu va fi șmecherie, nu va fi treabă. Și am prins lumea către panouri solare și după ce am prins lumea către o anumită soluție, tot ăștia l-a tăiat craca de sub picioare, da? Și e nasol, dar na, dacă nu ești informat, uite, nu știi încotro se îndreaptă lumea, nu vezi? Bun, această ară echivala cu aproximativ 26 de milioane de unci și peste 808 de tone metrice de cerere suplimentară de argint pe an, doar din vânzările de mașini noi. Păi, de unde vând 26 de milioane de unci? 808 tone metrice. Ăștia abia se chinuie să scoată argint din pământ. Și, bă, aduți aminte că ți-am mai zis, costul mineritului de argint este echivalent cu costul mineritului de aur. Și lucru care nu se merită pentru argint, ca să fie doar mină pentru argint. Că nu iese același profit. Una e când ai aceleași costuri și vinzi aurul cu 1800 de dolari și alta e când vinzi argintul cu 20 și ceva de dolari. Despre ce discutăm? Adică, în fine. Adică ăștia sunt termeni logici. Că practic dacă sunt costurile atât de ridicate și profitul e foarte mic pentru argint, păi lumea nu o să mai deschidă mine de argint. E la mintea cocoșului, nu? Bun, ca să nu mai vorbim de cererea de la componente suplimentare sau înlocuirea piselor, da, la asta nu m-am gândit. Deoarece aproape fiecare conexiune electrică dintr-un vehicul electric folosește argint. Institutul de Argint prevede că consumul total de argint de către piața auto va crește la peste 90 de milioane de unci până în 2025 și va crește dincolo de acestea în 2030. Pe de unde mă să crească dacă ăștia nu fac bani? Cine crezi că investește dacă lumea nu face bani? Până nu sare prețul la argint, ăștia nu o să deschidă nicio mină de argint. E la mintea cocoșului, în fine. Dacă alți factori de cerere, cum ar fi cererea industrială de energie regenerabilă și cererea de investiții, continuă să câștige acțiune pe măsură ce ne îndreptăm către 2030, am putea observa un deficit de ofertă suficient de mare pe piața de argint pentru a începe să vedem un impact pozitiv și de durată asupra prețului. Factorii de cerere industrială pentru argint în anii următori par să fie o poziție pozitivă. Nu e o poziție pozitivă, dar este o poziție imposibilă. Este pozitiv că face să crească prețul argintului, dar nu există materialul de unde să ți-l dea dacă lumea nu se bagă pe argint. Cu investițiile solare fotovoltaice și inițiativele care stimulează de asemenea cererea pentru metalul fizic. Ia atenție la pivotul băncii centrale în 2023. Ciclul de năsfrire extrem de important pentru băncile centrale s-ar putea încheia în 2023, în ciuda faptului că mulți meteorologi sugerează altfel. Consensul general de astăzi este că inflația va persista până în 2023 și că băncile centrale vor continua să majoreze ratele pentru a o combate. Problema este că băncile centrale se vor confrunta în curând cu o dilemă de a face față unei încetiniri economice severe
și a unei recesiuni globale din cauza tensiunii costurilor mai mari de serviciu a datoriei care afectează activitatea economică. Da, consensul general de astăzi este unul indus ca să ducă populația în eroare, dar eu v-am zis că va ține până în 2025 inflația, adică nu vom scăpa de ea, nu o să vedem niciodată, nu o să mai vedem inflație de 2%, nu o să ajungem în această perioadă să vedem inflație de 2%, decât după ce vom trece la CBDC, da? Și asta s-ar întâmpla undeva la 2024-2025, când trecem la CBDC, vom scăpa și de inflație și vor începe lucrurile să intre în normal. Evident, va dura o perioadă, dar asta e. Agenția de rating de credit S&P Global a avertizat recent că datoria mondială are un efect de levier mai mare decât înainte de criza financiară din 2008. Corporațiile, persoanele fizice și guvernele s-au încărcat cu datorii record în anii politici de dobândă zero până în 2020. Agenția de rating a evidențiat de asemenea datoria masivă purtată de sectorul corporativ al Chinei, estimată la 27 de trilioane de dolari și în creștere. Da. O mare parte din această datorie urmează să se reseteze în curând la rate ale dobânzilor mult mai mari, cu datoria gospodăriilor Australiei un exemplu perfect. Un total de 99 de miliarde de dolari de credite ipotecare australiene ies de pe pozițiile cu rate fixe în a doua jumătate a anului 2023. Opa! Dacă sunt unele contracte care au rată fixă o anumită perioadă, spre exemplu, dacă ți-ai luat un credit ipotecar pe 30 de ani, ai opțiunea să alegi rată fixă pe 5 ani și restul anilor să fie rată variabilă, lucru nasol, îți dai seama. Dar pe în 2023 ies ăștia de pe pozițiile cu rate fixe și când va trece la rată variabilă, îi arunc afară din casă direct. Yeah. Mulți dintre acești debitori se vor uita la creșteri semnificative ale reambursărilor ipotecare, care vor exercita o presiune negativă asupra cheltuielilor consumatorilor, creșterii economice și probabilității proprietăților. Și probabilității prețurile proprietăților. Da, exact ce v-am zis, adică băncile o să pună presiune uriașă să recupereze cât mai mulți bani sau să recupereze cât mai multe proprietăți. Da? În timp ce ne apropiem de marea resetare, ei vor pune o presiune foarte mare ca să încaseze cât mai mulți bani sau ca să recupereze cât mai multe proprietăți. Vânzarea forțată a unor proprietăți poate crește oferta. Deoarece acești deținători de credite ipotecare fără un tampon de economie ar putea să nu-și permită ratele mai mari. Dilema abordării inflației versus prevenirea unei crize economice va fi o provocare majoră pentru băncile centrale în 2023. Credem că există șanse mari ca băncile centrale să revină la o politică monetară mai ușoară în cazul în care economiile încep să intre în criză sub povara grea creșterii ratele dobânzilor. Dacă ăștia revin la o politică monetară mai ușoară, prețul aurului și argintului încep să crească ușor, ușor. De asemenea, ne-am așteptat ca aurul și argint să prindă o ofertă decentă în acest scenariu, dacă vedem semne de relaxare a băncii centrale care devin o temă mult mai devreme decât se așteaptă majoritatea, atenție la semnele de la începutul anului 2023, conform cărora băncile centrale pun pauze la creșterea ratelor dobânzilor și încep cu comentarii conciliante. Păi numai comentariile la ăștia, la Fed, spre exemplu, comentariile de la Fed, dacă nu poate să pice piața, ci ei doar poate să spună ce vor face și poate să nu ia nicio măsură, doar să zică și piața o ia în cap. Rezumat și previziuni. În rezumat vedem câteva elemente fundamentale foarte pozitive care stau la baza atât aurului cât și a argintului în 2023. Piețele imobiliare par să fie expuse riscului de scăderi suplimentare. Acțiunile sunt un amestecat
Selecția sectorilor fiind foarte importantă, iar piața obligațiunilor de stat ar putea beneficia de aur în 2023, dacă băncile centrale încep să pivoteze mai devreme decât se aștepta. În ceea ce privește prognozele, nu vom arunca săgeți la preț și nu vom încerca să ghicim un rezultat de sfârșit de an pentru 2023, dar putem acoperi câteva predicții notabile de la alți analiști, inclusiv o predicție care ar trebui să zâmbească pe față colegii noștri taurii de aur, care ar trebui să aducă un zâmbet pe fața colegilor noștri din piața de taur a aurului. Yeah. Să începem, desigur, cu cele mai optimiste prognoze. Ole Hansen, șeful strategiei pentru mărfuri la Saxo Bank, vede că aurul va crește la 3.000 de dolari în 2023, pe măsură ce băncile centrale nu își îndeplinesc mandatul de inflație. Da, nu o să își îndeplinească, nu? Hansen notează că 2023 este anul în care piața descoperă în cele din urmă că inflația va rămâne aprinsă în viitorul previzibil. Aurul trece prin vârful dublu aproape de 2075 de dolari, ca și cum nu ar fi fost acolo, și scapă la cel puțin 3.000 de dolari anul viitor. Da. Bank of America se așteaptă ca aurul să depășească 2.000 de dolari în a doua jumătate a anului 2023 pe fondul încetinirii creșterii ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală. Păi și eu la fel cred că dacă va ajunge la 3.000 de dolari, va fi în a doua jumătate a anului. Așa mă gândesc, că în martie o să înceapă nebunia și de obicei când începe nebunia, mai durează o lună, două, trei, până să ia lumea seama la ce se întâmplă. Dar când se întâmplă, se întâmplă peste noapte, scurpă doi. Și dacă nu urmărești, nu afli sau afli prea târziu ca majoritatea persoanelor. Afli prea târziu. Bun, ia să vedem. Analistul CBA Vivek Dar vede că aurul va atinge 1750 de dolari, 1900 de dolari anul viitor, presupunând că dolarul american e depășit acum. Strategistul de mărfuri de la ING vede de asemenea aurul în creștere anul viitor, tranzacționându-se până la 1850 de dolari. Majoritatea analiștilor văd mai multe motive pentru prețuri mai mari decât cele mai scăzute. Chiar dacă economistul băncii de investiții Natixis citează, sunt greu presat să văd ce ar putea duce cu adevărat la scăderea prețurilor aurului anul viitor. Da. În ciuda faptului că au o perspectivă neutră de minime de 1600 de dolari. În ciuda faptului că am observat o creștere puternică a cererilor de lingouri fizice în 2022, încă vedem aurul și argintul ca clase de active subdeținute. Tendința investitorilor în aur și argint este cu siguranță una pozitivă și vedem o mare oportunitate ca piața să crească și mai mult de aici, având în vedere cât de puțini investitori au efectiv expunere la aur sau argint în portofolii, având în vedere că lumea este mai influențată de datorii decât înainte de criza financiară globală din 2008, nu putem vedea un scenariu în care băncile centrale continuă să crească ratele dobânzilor fără consecințe drastice. 2023 ar putea fi anul în care piețele se grăbesc spre siguranță și securitatea metalelor prețioase, pe fondul unei alte crize provocate de prea multă datorie care se confruntă cu un ciclu major de majorare a ratelor. Da, lucru pe care vi l-am spus, da, lumea va migra către metale prețioase. Lumea din piața cripto, lumea din piața acțiunilor, lumea din piața bursieră va migra către metale prețioase fizice și la fel cei cu imobiliarele vor migra. Dar, în fine, cam asta a fost pentru azi, dragi prieteni. Abonați-vă din interes pentru o viață de succes. Vă pup și aveți grijă de voi!